Bună dimineața, prieteni, și bine ne-am regăsit. Astăzi o să vă prezint cam toate mașinile care au venit. Am văzut că tocmai ce a plecat IMS-ul cu ceva băieți, dar o să se reîntoarcă și o să vi-l prezint și pe singurul IMS-ul pe care l-avem. Și aici avem un aro mai special de Franța. Haide să facem și prezentarea. Nu cred, cred că m-am încurcat eu. A, serios? La 4 jumate, așa. Asta la dubleză. Eu am dat drumul la film pe aici. Deci că ne-am strâns. Se pare că au început băieții să vină. Andoria Euro 3. Și avem aici bătrânelul cu ceva mici probleme, dar le rezolvăm. Că doar vorba aia. O sârmă și un colier. În patent am rezolvat toată treaba. Thank you.
Ia să vedem franțuzoica asta. Dacă ne-am strâns, ne-am strâns. Asta e al meu. Aici mă trage suflet. Aici mă trage suflet. Avem și aici un model foarte, foarte frumos. Avem și două Aro 10. La ce lucruri? Pentru că lucrurile cumva dau. Undeva la vreo 20-25 de kilometri de traseu, accesibil pentru orice mașină, orice mașină. V-aș ruga ca mașinile care nu sunt Aro să rămână ultimele în coloană. La locul lor. Da. Prima mașină va fi 400 albastru, a doua mașină va fi Horatiu și o să rămân undeva mai în spate. În rest, să păstați o distanță între voi nici prea mare, să ne depărtăm foarte mult, pentru că suntem multe mașini, dar nici prea scurtă, în caz de ceva, prima exact, să fie probabil puțin praf. Unde o să ajungem, acolo o să facem o gustare pentru toată lumea. Să vă luați ce vă rog, apă la voi sau ce credeți că mai aveți nevoie. Pentru mine e un izvor de apă, dacă e chiar aproape de curbatura acolo. Da. Dar ia acolo, acolo cu timp o să pregătim mâncarea, cine dorește poate să facă câteva ofer mai bine, ce să spunem așa, mașinile să le testeze sau să le rupă. Avem și platformă, nu-i problemă. Dar trebuie să dăm jos Toyota. Nu, 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 să facem
foarte, eu vreau să vă dacă ieșim toți, să stea cineva, vă rog, în drum. Și am început. Pe YouTube. Suntem în toiul acțiunii. Iarăși vă repet, sunt în Gorj. Anul ăsta pasageri, sper că la anul o să reușesc să vin măcar cu o mașinuță. Mai avem de mers în sus. Traseul complet am înțeles că are 25 de km sau în jur de 25 de km. Avem un IMS-ul pe benzină care fierbe. Dar sper că o să ajungem cu el ok la, și la destinație și înapoi. Thank you.
colegul a umblat puțin la presiunea din pneuri. Avem și un Aro 10 printre noi. De fapt avem două. Și al nostru Nissan. Și asta e a mea. Avem destul de multe probleme. Intrăm pe acțiune acum. Luăm tot festiv cravată. Mergem să facem o tractare. Omoară-l el! IMS-ul ăsta, din păcate, ne face probleme. Marfă bună. Vrei să-l luăm la cravată până sus? Cine-l ia? Eu. Deci e pompă, ia. Îl luăm până acolo, mai jucă. Pompa de alimentare. Hai, pune-i mă, dacă închide geamurile. N-avem aer, mă, n-avem aer. Motor de Brașov. Așa, până la mașina aia. Probleme în paradis. Da, da. Hai nu, că dacă pierzi stabilitatea mă întind. Da. Stau cam plapum aici. Chiar e foarte comod. Nu zdrâncină, nu... Traian, vezi că dă. Dă-i încet, dă-i, întinde. Ușor, 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 că rupi. Acum. A, păi nici nu simte, ui, fă. Mă, lasă-l ușor, mâncați aș că-l pierzi. Eu sunt pe un Nissan Patrol acum. I60. Probleme la o pompă de alimentare. Uitați și dumneavoastră ce poate să fac. Ce ne afumă. Mai avem de urcat estimativ vreo 2 km. Suntem la o cotă de peste 1700. E ceas. Wow. Ce peisaj superb. Și celălalt IMS-ul în față.
patrolul încă rezistă. Aproape am ajuns. Ai văzut în vârf și ți-ai luat o mare în cap, a? Te-ai văzut sus și ți-ai luat o mare în cap, a? Wow. Poți să mă ridic un pic în picioare, da? Poți să te dai jos. Nu că vreau să filmez la înălțime. Uitați-vă ce peisaj superb. Acum să le luăm și din spate, că din față le-am tot luat. Deci IMS-ul ăsta a fost hoț. S-a făcut că nu mai pornește, l-a luat la ștangă, l-a chinuit pe celălalt. Și acum când s-a văzut în vârf, și-a luat o mare în cap și a pornit. Umblați cu necuratul pe acolo. O depășire aferentă. Splendidă zonă, superb. Superb. Sper că v-ați bucurat de această filmare, de acest videoclip. Și eu mă bucur în aceeași măsură că m-am hotărât să vin la invitația noului și bunului meu prieten Răzvan, organizatorul, adică cel de aici cu Nissanul Patrol. Mai avem de luat cina, iar după aceea o să ne îndreptăm spre pensiune, de fapt. Până atunci, oamenii își mai pun mașinile la punct. Îmi pare atât de rău că nu am nici eu, că nu am venit și eu cu una dintre mașinile mele, dar
nu-i timpul trecut, abia mi-am făcut prieteni, pe viitor o să fie mult, mult mai fain. Stați aproape. O zonă mai exactă. Băieți, îi pregătesc aici cea unul. Mă, cum e, domnul, îți place? Pe bun, îmi place. Dar îmi pare rău că n-am venit și eu cu ceva să mă luau. Dragi prieteni, a trecut și ziua de astăzi, totul a decurs impecabil. Toate mașinile au ajuns la cazare pe roți, s-ar spune. Oamenii sunt super, am legat prietenii, pe viitor colaborări, aș putea spune, care să vă arăt în ultima parte a videoclipului încă o dată mașinile pe seară și ne revedem în videoclipul următor. Ce avem aici, rulul ăsta 10, super frumos. Avem aroul ăsta, motor de Andoria Euro 2. Avem aici un 246 parcă. Avem aici un de Ilfov, super frumos. Avem aici unul de Franța. Unul de Satul Mare. Punte față de IMS-ul, de fapt de TV-ul. Bijuterii. Ultimul lemn care a rămas printre noi. Prea prin vizibilitate. Super. Și cu taxe pe câte? Ăsta este modelul care în prezent sunt doar două modele matriculate. Sunt foarte asemănătoare. Practic le putem confunda. Și cam atât. Așa că sper că acest videoclip poate pe unii dintre dumneavoastră v-ar putea încuraja să vă luați un aro sau dacă știți pe cineva care la rândul dumnealui ar putea achiziționa un aro, ar putea salva un aro, sper să o puteți face. Vă îndemn să salvați, dacă aveți ocazia, măcar un aro, pentru că 1 plus 1 plus 1 plus 1 mai putem păstra din istoria asta noastră a poporului ăsta foarte mult chinuit. Așadar, dragii mei prieteni, cam atât de aici din Gorj. Mașinile pe spate. George Cornel NGC, nu uitați pe YouTube o distribuire, un share. Din vorbă în vorbă putem aduce pe buzele unor oameni zâmbetul pe care probabil de mult nu îl mai regăsesc. În aceste videoclipuri ale mele despre asta este vorba, despre fericirea celor care cred că aceste mașini au murit
Nu, ele nu au murit, sunt în sufletele noastre, celor tineri care venim din urmă. Nu uitați de abonare, nu uitați de like, face foarte mult pentru mine. Seară minunată și ne vedem în videoclipul următor. La revedere!